Sărbătorile pascale s-au terminat pentru o parte dintre românii care lucrează peste hotare. După câteva zile petrecute alături de familie, astăzi iau din nou drumul străinătății. De mâine trebuie să se întoarcă la serviciu. Colega mea, Delia Sandulachi, este la aeroportul din Iași și ne dă detalii. Bună ziua, Delia, te ascultăm! Bună ziua, Ilinca! Chiar dacă este a doua zi de Paște, sărbătoarea s-a terminat pentru mulți dintre români. E forfotă aici, pe aeroportul din Iași. Mulți dintre pasagerii care așteaptă să se îmbarce sunt români care au petrecut doar prima zi de Paște în sânul familiei. Mulți spuneau că au venit acasă în urmă cu doar câteva zile, iar acum trebuie să se întoarcă la serviciu pentru că astăzi este ultima zi de concediu. Pe cât de mare a fost bucuria atunci când au venit acasă, pe atât de grea a fost astăzi despărțirea, când au fost nevoiți să își strângă în brațe familiile și să își ia rămas bun. O parte dintre ei spuneau că și-au pus în bagaj și câteva preparate tradiționale, care le vor aminti de casă în zilele următoare. Datele oficiale ale Ministerului de Externe arată că sunt 6 milioane de români care au reședința în străinătate, însă în realitate numărul ar fi mult mai mare, de aproximativ 8 milioane. Cele mai mari comunități de români din diaspora sunt în Italia, Spania, Marea Britanie și Germania. Momentan atât de aici, Ilinca, înapoi la tine. Mulțumesc, Delia. Vremea continuă să ne surprindă cu temperaturi scăzute și cu ploi. Meteorologia a emis o informare de precipitații și vânt ce vizează întreaga țară. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Mădălina Lambrinoc. Bună ziua, Mădălina, te ascultăm! Ilinca, doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Urmează zile cu vreme instabilă. Informarea a intrat în vigoare în urmă cu doar câteva minute, adică la ora 12 și este valabilă până miercuri, la ora 10. Ce cuprinde ea ca zone și nu numai? Ne spune chiar acum Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu. Domnule Huștiu, la ce să ne așteptăm? Bine v-am găsit. Din păcate nu sunt vești bună. Vreme ploioasă în mare parte din țară, iată și închisă, cu nebulozitate persistentă. Doar prin partea de nord-vest a țării se mai arată soarele și temperaturii chiar mai coborâte față de normal, doar 10 grade prin Moldova, 19 grade prin partea de vest, 15 grade în capitală, destul de rece vreme pentru această perioadă din an, iar în următoarele 24 de ore ne așteptăm să plouă destul de mult în Banat, Oltenia și în Muntenia, inclusiv în capitală se vor acumula undeva spre 20 de litri până miercuri dimineață, deci cantități însemnate de apă, inclusiv în București. Mai bate și vântul în partea de sud a țării și amplifică și mai mult senzația de frig. Ploile mâine mai însemnate cantativ se mută pe partea de sud-est și spre Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei. Acestea vor fi zonele cu cantități mai însemnate mâine, iar de miercuri încolo, deși informarea își expiră miercuri la prânz, ploile vor continua practic și miercuri și joi. Poate în zona de vest a țării să fie mai puține ploi, dar în rest o vreme ploioasă și miercuri și joi și abia de vineri putem spera la o vreme mai bună, o ameliorare semnificativă sub aspectul ploilor. Weekendul viitor urmând să aducă o vreme mai frumoasă în mare parte din țară, cu ploi doar pe la deal și pe la munte să mai fie manifestări de instabilitate, mai ales în timpul după amiezelor. Și tot atunci, în weekendul viitor, temperaturile vor mai crește, să depășească în anumite zone prin partea de vest, sud a țării, 20, poate 22 de grade. Cu alte cuvinte, mai avem de așteptat până vremea să se mai îndrepte. Din păcate, în această mini-vacanță, iată, n-avem vreme prea bună, vreme ploioasă în mare parte din țară și destul de rece, cu vânt și chiar cu nisori la munte, la peste 1700-1800 de metri, nisori chiar abundente în noaptea următoare în Carpații Meridionali, din Carpații de Curbură, unde stratul de zăpadă va mai crește. Este unul consistent, la 2 metri și jumătate în masivele Bucegi, Făgăraș, deci un strat important, risc mare de avalanșă. Așa că, cel puțin în domeniile schiabile de mare altitudine, se mai poate schia în bune condiții, având în vedere că stratul este unul consistent. Putem spera că scăpăm de această vreme instabilă începând de weekendul următor? Ne așteptăm ca undeva după 25 aprilie să vină alte ploi. Nu sunt vești bune nici pentru săptămâna viitoare. Să sperăm că nu vor ține foarte mult și spre 1 mai vremea să se îndrepte din nou. Dar nu putem să spunem cu exactitate cum va fi vremea în acea perioadă. Deocamdată avem semnalul că vor veni alte ploi în perioada 25-27, depinde cât de mult se vor menține ele deasupra țării noastre. Oricum, regimul termic va fi altul în acea perioadă. Nu vom vorbi de o vreme în continuare așa de răcoroasă, ci de un regim termic mai apropiat de normal, ceea ce înseamnă și temperaturi maxime și peste 20 de grade. Domnule Huștiu, vă mulțumesc tare mult. Deocamdată atât de aici, de la studiul ANM. Ilinca, înapoi la tine.
Mulțumesc, Madalina. Tradiții păstrate ca pe vremea străbunilor, parcă nicăieri în țară nu te bucuri mai mult de sărbătoare ca în zonele în care obiceiurile sunt respectate cu sfințenie. Astăzi poposim în Gorj, unde întreaga suflare și începe ziua cu slujba de la biserică și o continuă cu hore, petreceri și mese întinse. Aici obiceiurile se transmit din generație în generație, iar sărbătoarea bucură sufletul și spiritul. Pentru locuitorii orașului Novaci, Paștele vine cu tradiții și obiceiuri care se respectă cu sfințenie. Tinerii și tinerele se împart în două grupuri, îmbracă costumele populare și pornesc încete spre biserică. Aici își începe toată lumea ziua. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a Hristos a înviat. Ajutorul de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul, Hristos a înviat. Ajutorul de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul, Hristos a înviat. La finalul ceremonialului religios, oamenii ies în curtea lăcașului de cult, unde împart pomenile și ciocnesc ouăle. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Dai tu sau dai eu? Dau eu, că sunt mai mare. Okay. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bătuși. Of. Tot în preajma bisericii, vârstnicii stau la povești cu cei tineri și îi încurajează să ducă mai departe obiceiurile din zona. Am ținut post. Se zice că în ziua de Paște este bine să mănânci mai întâi un ou roșu, să nu mai transpiri tot restul anului. Dar cu cojile ce faci? Cojile le păstrezi și le arunc pe drum. Să știe și blaginii că se sărbătoresc Paștele pe pământ. Așa a zis bunica. Odată ce pomenile sunt împărțite, iar slujba din biserică e finalizată, tinerii pornesc spre case. Obiceiul spune ca toți să se adune la un loc, sub acoperișul unui gospodar care a pregătit bucate tradiționale și poate să întindă mese îmbelșugate. Anul acesta, gazda este Băcița Mărioara, care se bucură nespus de oaspeți. Am pregătit mielul, nelipsitul miel, l-am făcut friptura acum la tavă, cob la cuptor, pe vatră, pentru că tot anul mâncăm tocan de oaie și miel. Astăzi este mai special, așa, friptură. Sarmalele cu piftic aici la noi la Gorj se mănâncă, sarmalele lângă piftii și piftiile lângă sarmale. Gospodina este renumită în zonă pentru preparatele de miel pe care le gătește, dar și pentru ouăle vopsite, pe care le face numai roșii, fără alte modele. Așa spune tradiția la Novaci. Rușim ouăle înainte de, cu o zi înainte de Sfintele Sărbători. La noi la Novaci ouăle sunt din gospodăria proprie și le rușim în coș de ceapă, nu în chimicale. Și vopseaua de ouă este naturală, după cum se vede. Așa e tradiția la noi în fiecare an. În prima zi de Paște, a doua zi de proastă, să adune tinerii, să-și petreacă românește, să mâncăm românește. Tot gazda este și cea responsabilă pentru buna dispoziție. Ea trebuie să aibă grijă ca oaspeții să se distreze și să danseze. Toată lumea este în costume populare, deci nu avem voie să venim fără costume populare. Pentru că este cel mai frumos în costum popular. Tinerii din Novaci se bucură să respecte obiceiurile din străbuni și își doresc ca și cei care vor veni în urma lor să le păstreze și să le promoveze. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și în Bucovina, tradițiile de Paște sunt păstrate cu sfințenie. Solista de muzică populară Andreea Popovici a pregătit bunătăți după rețete vechi transmise din generație în generație. Fericit și Hristos a înviat de aici, din Bucovina. Așa arată, după cum bine vedeți, o masă de om gospodar, de bucovinean adevărat. Și o să
vă prezint și eu o parte din bucatele mele. Andreea Popovici a pregătit masa de Paște conform tradiției din Bucovina după rețete vechi transmise din generație în generație. Avem pasca cu brânză și stafide, un iepuraș alături. Avem ouăle încondoiate care ne reprezintă pe noi ca și bucovineni. Și bineînțeles, ouăle pe care le-am pregătit tot cu scumpii mei copilași. O să vă invit să luați câte un ou. Mulțumesc! Ia și tu, Justinel. Hai și ia și mami și o să ciocnim. Hristos a înviat! Adevărat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hai și tu, Justin, ține ușorul. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Anul acesta, solista de muzică populară a avut ajutoare de seamă la aranjarea și pregătirea mesei de sărbătoare. Sofia, fiica ei de 6 ani și micul Justin, în vârstă de 2 ani și jumătate, îmbrăcați în straie populare, i-au fost alături mamei lor. Aici avem friptura de miel. După cum bine vedeți, am adoptat o rețetă pe care am învățat-o de la mama. Am adăugat mai multă verdeață pentru a fi mai moale carnea și mai aromată. Aici avem cozonacul. Am siropat nuca cu puțin miere de albine și vreau să spun că a ieșit foarte delicios și cu siguranță cei mici pot confirma. Nu-i așa, Sofia? Da! Vă dorim de aici, din frumoasa Bucovina, un Paște luminat alături de cei dragi vouă. Atmosferă de poveste cu iz de sărbătoare în mijlocul naturii, în Bănie, prima zi de Paște a fost sărbătorită într-un mod inedit. Alice în Țara Minunilor a fost tematica inedită a târgului de Paște din inima Craiovei. Localnicii și vizitatorii străini s-au bucurat de plimbările pe lac și de căsuțele frumos colorate care amintesc de lumea din poveste. Nu a existat vizitator care să nu fie impresionat de atmosfera de poveste din parcul central al orașului Craiova. Copii și adulții deopotrivă au admirat decorațiunile uriașe, frumos sculptate, amplasate la târgul de Paște cu tematica Alice în Țara Minunilor. E frumos amenajat, în primul rând, cu tot felul de jucării, marionete, căsuțe. Atrași de frumusețea locului, zeci de turiști străini au luat cu asalt târgul în prima zi de sărbătoare. Noi vine aici vizitat câteva zile de parte. Un grup de tineri din Vietnam, aflați în ultima lor zi de vacanță în țara noastră, a decis să treacă să admire sculpturile uriașe din Parcul Craiovean. Cei 40 de vizitatori recunosc că au avut ceva de furcă când au căutat adresa, dar până la urmă au reușit. De unde știi de târgul de Paște? Cum ai aflat de el? Am văzut la toate, Google, la internet. Și caută cu Google Map, vin aici. Prima dată am fost aici și am văzut foarte frumos. Așa parcă foarte mare. Paște fericit! Printre turiștii străini, o mămică din Grecia a venit special cu fetița pentru plimbarea pe lac. It's amazing here. It's very beautiful. And we like it very much. Lebedele, este foarte mare cerință la lebede și să vedem dacă mai putem să mai suplimentăm. Că mulți așteaptă, foarte mulți. Cei care s-au săturat de sarmalele și cozonacii de pe masa de Paște au dat iama în tarabele cu mici, cârnați, pastramă de porc sau alte produse afumate. Nu au ținut cont nici de prețurile piperate. Spre exemplu, un mic costă 7 lei. Trebuie să trecem și un pic de la grătărel, pentru că așa român așa sărbătorește. La fiecare sărbătoare bănuiesc că fiecare român are parte de un grătar frumos. Târgul de la Craiova a fost desemnat cea mai frumoasă destinație de Paște din Europa, conform site-ului european Best Destination. Costurile pentru ornamente, amenajare și promovarea evenimentului depășesc însă 70.000 de euro.
Mergem acum la Oradea, acolo unde parcul acvatic din localitate a fost luat cu asalt de localnicii și turiștii dornici de relaxare în a doua zi de Paște. Colegul meu, Claudiu Mihuț, vine cu detalii. Bună ziua, Claudiu! Bun găsit tuturor! Este o atmosferă incendiară aici în acvaparcul Oradean, și la propriu, dar și la figurat. E foarte cald în interior, e foarte plăcut, sunt peste 30 de grade, iar turiștii au parte de ședințe electrizante, de aqua zumba, de gimnastică în apă termală, menite să-i facă pe vizitatorii prezenți aici să scape de caloriile acumulate în ultimele zile, la mesele din perioada Paștelui. Acvaparcul este full, este plin până la refuz. Multe dintre rezervări s-au făcut cu mult timp înainte. Sunt turiști prezenți aici din toate colțurile țării. Sigur, cei mai mulți pe care îi vedeți acum în imagini au venit aici din județele învecinate, din Timiș, din Arad, din Satu Mare sau Cluj. Am discutat cu mai mulți dintre ei și am stabilit că ar exista oarecum două categorii. Din prima categorie fac parte cei care anul acesta de Paște au vrut să scape de aglomerația din magazine, de prepararea mâncării, dar au vrut să scape și de musafirii nepoftiți, așa că au plecat de acasă încă de vineri seara sau de sâmbătă dimineața. Au ajuns aici la Oradea, s-au cazat, au vizitat principalele obiective, iar astăzi au venit aici pentru o zi de bălăceală. Din cea de-a doua categorie fac parte românii mai tradiționali, să le spunem așa, care au petrecut prima zi de Paște acasă, iar azi dimineață s-au urcat în mașină și au venit aici la Oradea pentru a se bucura de facilitățile de care au parte aici în cel mai mare aquapark din vestul țării. Au parte aici de jacuzzi, de saună, de ședințe de masaj, de nenumărate bazine, dar și de mai multe tobogane pentru fiecare categorie de vârstă. Pentru o zi de bălăceală, turiștii au plătit aproximativ 80 de lei astăzi, dar există și pachete pentru grupuri sau familii cu copii. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Claudiu! După mesele bogate de sărbători, solista de muzică populară Mariana Birica are întotdeauna grijă să pregătească o ciorbă de legume. Rețeta o aflăm acum. Colega mea, Dana Luțu, se află alături de artistă. Bun găsit, Dana! Te ascultăm! Bun găsit tuturor! După zile prelungite de sărbători, corpul nostru are nevoie de refacere. Așa că există supe și ciorbe care ne ajută la digestie. Noi am venit la doamna Mariana Birica pentru a afla care este secretul care o pune întotdeauna pe picioare după sărbători. Bună ziua și, ce să zic, sărbători fericite în continuare! Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit la mine! Greu cu mâncarea! Greu, dacă atâta cărnăraie, un miel întreg, am avut și porc și vită, de toate. Acum bărbatul ce zice? Vezi ce faci? Să îngătești, zice, fără carne, nimic fără carne, pentru că nu mai suport numai când aud cuvântul carne. Și atunci m-am gândit, m-am dus de la mama mea, de la tatăl meu, că și el gătea extraordinar de bine, și avem nevoie de ca să facem o ciorbă numai din zarzavat, avem lobodă, ștevie, dovlecel, ardei, ceapă, albitură, varză proaspătă, le punem la fiert. Când vedem că s-au fiert, punem și dovlecelul mai târziu, pentru că el fierbe foarte repede. Și cum le tăiem? Și le tăiem așa? Le tăiem foarte simplu, foarte ușor, foarte... Așa, deci tot ce înseamnă legume, fără carne, fără brânză... Nimic, absolut nimic. Și după aceea am și urzici, le-am dat în fiert ca să le iau zeama și le fac cu usturoi. Foarte bune. Rămâneți la masă la mine să vedeți că nu mă laud și am dreptate cu tot ceea ce fac. Este un remediu bun pentru digestie, dar și pentru marmurare, spuneți dumneavoastră, că dacă mai băut un băhărel în plus... Le e rău. Le e rău. Și atunci facem această ciorbă imediat. Cu borș am zarzavat făcut de mine. Toamna întotdeauna îmi fac zarzavat de ciorbă făcut de mânuța mea. Socru Lufimea e din Gostinar și au... solare, multe solare și cu zarzavat. Mi-aduc vara de acolo, mi-aduc de la mine de la țară și fac suc de roșii și zarzavat să am toată iarna pentru mâncărurile care le fac. Și efectul este unul scontat. Benefic. Benefic, da? Și da. Miriam spune așa la toată lumea, ea spune: Paște fericit în continuare tuturor! Exact.
sărbători fericite în continuare și să mai lăsăm mâncarea grea deoparte și să începem cu verdeață, nu? Dacă așa este, păi da. Și e bună de sânge verdeața, că ai văzut, să spune, cu cât mănânci verdeață mai mult, cu atât sângele se subțiază. Carnea lângroașă, verdeața îl subțiază. Zicem acum, Paște fericit tuturor! Paște fericit tuturor! Legătura înapoi la voi. Mulțumim, Dana. În această săptămână avem parte de emoții puternice, de o energie care ne împinge să ieșim din zona de confort. Vibrația săptămânii este cifra 7 și pune accent pe zona spirituală. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte. În această săptămână experimentați emoții puternice. Acestea sunt datorate și eclipsei care se formează în ultimul grad în berbec. Eclipsă de soare în berbec. O energie magică. O energie care vă împinge să creșteți și să evoluați. Care poate să vă oblige să ieșiți din zona de confort. Vă provoacă, dar vă ajută să evoluați. Pe sectorul dragostei, berbecii și săgetătorii au parte de restarturi, noi începuturi pentru voi. Vă deschideți inima să primiți iubirea în viața voastră și să faceți totul altfel. În dragoste, leii și balanțele pot experimenta sentimente puternice, dar și regrete. Lăsați trecutul în spate și priviți către viitor. Este momentul să aduceți dragoste în viața voastră. Pe sectorul banilor au parte de răsturnări de situație nativii Fecioară și Pești. Este momentul să vă îmbunătățiți planurile și să vă deschideți oportunităților care apar. Banii pot să vină din toate direcțiile. Pe sectorul financiar, Taurii și Scorpionii au parte de răsturnări de situație. Veți lua decizii importante, nu vă grăbiți, ascultați-vă intuiția și puteți să vă îmbunătățiți planurile chiar și pe ultima sută de metri. Pe sectorul sănătății, Racii și Capricornii au parte de cunoaștere. Veți cunoaște informații care vă ajută să evoluați și să vă creșteți starea de bine. Pe sectorul sănătății, Geminii și Vărsătorii au provocări. Încercați să renunțați la obiceiurile nesănătoase și să nu fiți încăpățânați. Vă luptați cu voi înșivă, iar acest lucru vă dăunează. Vibrația săptămânii este cifra 7. Această energie pune accentul pe zona spirituală. Vă faceți mai mult timp pentru voi, pentru a vă plimba în natură, pentru a vă ruga, dar nu uitați să fiți și buni cu ceilalți. Dacă tot este sărbătoare, atunci să fie pentru toată lumea. În perioada Paștelui, multe animale de companie sunt nevoite să petreacă câteva zile la hotel atunci când stăpânii sunt plecați în vacanță. Și tocmai din acest motiv, administratorii acestor spații au gândit pachete speciale de răsfăț. Pentru Murphy, un cățel din rasa Pug, plecarea stăpânilor săi pare să fie de bun augur. Simpaticul patruped a fost lăsat la hotel pentru câteva zile, fără să bănuiască ce răsfăț suprem avea să îl aștepte. Acum ne aflăm în camera Zen. Este camera cea mai apropiată de serviciul nostru de spa, pentru că noi avem și spa. Aici cățelușii au parte de ritualuri spa chiar în cameră. Iar având în vedere că este Paște, am zis să pregătim la fel, toate produsele sunt pregătite in-house, din ingrediente naturale. Lui Murphy i s-au pregătit mai multe măști exfoliante, delicioase, care să îi redea luciul blăniței. Avem această mască facială pe care o să o aplicăm. Este compusă din banane și miere, astfel încât el, dacă vrea să și, să o și servească de pe față, poate, pentru că îi face bine pe interior. Un masaj exfoliant cu un preparat din miere și zahăr. Le preparăm fresh pentru ei. În primul rând aplicăm produsul, după care exfoliem foarte bine, pentru că cei cu blană scurtă au tendința să le cadă părul foarte mult. În timp ce masculul în vârstă de 9 ani se răsfață la spa, într-o cameră alăturată, Stormy, un pomeranian jucăuș, este pregătit să învețe lucruri noi. Este vorba de ora de pictură. Avem un art class. Aici, practic, Stormy va crea propriul ei tablou care îl vom oferi cadou stăpânilor la plecare. Este un cadou handmade, făcut chiar de către Stormy. Cu ajutorul untului de arahide, Stormy creează adevărate opere de artă, chiar fără să-și dea seama. Voilà! La hotelul pentru câini, camerele sunt personalizate în funcție de preferințele patrupezilor, iar mesele sunt concepute din ingrediente 100% naturale.
De altfel, chiar și deliciile de Paște pe care le vor degusta oaspeții sunt cu totul deosebite. Noi îl numim vinul roșu, dar de fapt este un preparat făcut din sfeclă și alte fructe, care este foarte benefic și sănătos, cu multe vitamine. Fiecare cameră de hotel este monitorizată video, astfel încât oaspeții să aibă parte de cel mai bun tratament. Prețurile pentru un asemenea răsfăț pornesc de la 150 de lei pe noapte și includ cazarea, mesele, jucăriile și activitățile desfășurate în incinta hotelului. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Astăzi vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa ușor peste cele normale la această dată în regiunile intracarpatice și vor fi apropiate și pe alocuri mai mici decât acestea în rest. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în majoritatea zonelor țării, însă cu precădere în jumătatea de sud-vest, unde pe alocuri cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În zona montană, la peste 1700 de metri altitudine, se vor semnala și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări la munte, în regiunile sudice și în centru, cu viteze la rafală, în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi predominant înnorat și vom avea parte de ploi. Maximele ajung la 14 grade în Târgoviște și tot atât în Slobozia. Și în Transilvania avem parte de vreme capricioasă toată ziua. Vor fi 15 grade în Brașov, unde cerul va fi mohorât, și 18 în Alba Iulia. Și aici va ploua. În Moldova se anunță ploi. Temperaturile ajung până la 14 grade în Galați și 10 grade în Piatra Neamț. În vestul țării va fi o zi cu vreme instabilă și va ploua. Vor fi 18 grade în Oradea și 16 în Reșița. În Oltenia, în termometre, vom avea 14 grade în Craiova și 14 în Slatina. Ziua de mâine se anunță mohorâtă și va ploua. În Dobrogea, vântul va sufla slab spre moderat, cerul va fi înnorat și sunt semnalate averse. Valorile termice ajung la 12 grade în Constanța și 14 grade la Tulcea. În capitală, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade în care se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, trecător cu rafale de până la 40-45 de km pe oră. Temperatura maximă, ușor mai scăzută decât în mod obișnuit la această dată, se va situa în jurul valorii de 15 grade. La noapte, cerul va fi noros și vor fi perioade cu averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de până la 35-40 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 8-9 grade. Mâine vremea rămâne instabilă. Temperaturile sunt în scădere, iar în jurul prânzului se vor înregistra 15 grade. La munte vremea va fi în general instabilă. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și izolat posibil descărcări electrice. Iar cu precădere în Carpații occidentali și meridionali, pe alocuri cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. La peste 1700 de metri altitudine, mai ales noaptea, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări, cu viteze la rafală, în general de 40-50 de km pe oră. Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară.